Bună ziua! Încep prin a mulțumi domnului secretar general pentru desemnarea domnului Ducaru ca fiind unul din asistenții domniei sale. Este cea mai înaltă funcție pe care o deține un român în NATO. Discuțiile de astăzi au avut ca principalele obiective perspectiva NATO și problematica pe care România o ridică în interiorul NATO. Cu această ocazie l-am informat pe domnul secretar general că noi apreciem necesar un summit NATO în anul 2014, având în vedere evoluțiile din ultima perioadă și nevoia de decizii pentru perioadele următoare ca urmare a transformărilor care apar. În ceea ce ne privește, priorități în interiorul NATO sunt problemele legate de tranziția din Afganistan. O altă prioritate este legată de de estimarea noastră că după 2014 va exista o reducere a activităților operaționale ale NATO și cum poate fi privită această perioadă de după 2014. De asemenea, o altă prioritate a noastră, care va trebui să vă apreciem că trebuie să îi se dea răspunsuri, este legată de implementarea tot mai puternică a conceptului Smart Defense, concept care permite economii uriașe de resurse și în același timp obținerea acelorași rezultate în garantarea securității cetățenilor statelor membre NATO. De asemenea, conceptul uși deschise a fost ridicat în discuții ca fiind un concept despre care noi considerăm că trebuie menținut și credibilitatea acestui proces trebuie consolidată continuu, pentru noi obiectiv major fiind avansul statelor din Balcanii de Vest către o integrare în NATO atunci când îndeplinesc condițiile pentru aceasta. Nu în ultimul rând, ni se pare extrem de important ca la un viitor summit să tratăm mult mai aprofundat problematica securității energetice a statelor membre NATO și nu în ultimul rând a securității cibernetice. Acestea au fost probleme ridicate și care vizează din punctul nostru de vedere teme la care următorul summit NATO trebuie să dea răspunsuri. În același timp, am avut discuții consistente legate de Afganistan, unde, conform planificării, România va începe să-și reducă efectivele începând cu vara acestui an, dar România va rămâne și după 2014 să fie printre statele care contribuie la procesele de instruire în sistemele de securitate ale statului afgan. Am marcat și problematica legată de Kosovo și participarea României cu militari în Balcanii de Vest. Nu în ultimul rând, am avut discuții cu privire la, și aici a fost un subiect pe bună dreptate ridicat de secretarul general NATO, legat de bugetul apărării. România, nerespectând în ultimii ani obligația asumată prin tratatul de aderare de a asigura 2% din 2% din produsul intern brut ca buget al apărării în fiecare an. L-am informat pe secretarul general că vom avea o creștere de 0,3% anul viitor față de anul acesta și în 2016 vom reintra în obligațiile asumate la intrarea în NATO.
De asemenea, l-am informat pe secretarul general în ceea ce privește proiectul de veselu, amplasarea elementelor de scut antirachetă pe teritoriul României și am dezavuat unele declarații care amplifică riscurile pentru România și le vedem că apar pe la diverse posturi cei drept din afara României, apar tot soiul de declarații belicoase, sistemul amplasat pe teritoriul României, ca întregul sistem de apărare antirachetă, este un sistem defensiv. Și propaganda legată de riscuri la adresa altor state este doar o propagandă pe care nu o putem accepta. Și, sigur, dezavuăm și declarații ca cele făcute de George Friedman zilele trecute, în care președintele Stafford nu prea vedea importanța și eficiența unui astfel de sistem. Cam acestea au fost subiectele pe care le-am discutat cu domnul secretar general. Vom continua discuția și în următoarea oră și jumătate pe multe alte teme. Domnule secretar general, vă rog. Romania is a committed ally and a strong contributor to our operations. The dedication and determination of your forces is displayed daily in Afghanistan and in Kosovo. And I want to thank Romanian troops for their professionalism and their sacrifice. Today we discussed our ISAF mission. In Afghanistan, thanks to our shared efforts, our goal is within reach. Afghan forces are increasingly capable, confident, and in command. This year, they will be taking the lead for security across the country as our troops shift from a combat role to a support role. Of course, we will still face challenges, but at the end of 2014, our combat mission will be completed, a different chapter in our engagement with Afghanistan will begin. We are planning a new mission to train, advise, and assist Afghan forces after 2014. It will not be a combat mission, and it will be significantly smaller. I'm counting on Romania's continued support so that we can build on our hard-won gains. Your commitment is even more valuable at a time when we all have to make tough choices, when budgets have to be balanced. We know that defense cannot be exempt, but there is a lower limit to how little we can invest in defense. And in Europe, we have reached that lower limit. We need to hold the line and start investing more as our economies start to recover. So I warmly welcome Romania's decision to increase defense expenditure with the aim to reach 2% of gross domestic product by 2016. But what matters is not just how much money we spend, but also how we spend it. Today we discussed how we can ensure that we get the security we need at a price we can afford.
And the best way to do that is through multinational initiatives. Romania is already an active participant in several such projects. These are helping us to fill key capability gaps, such as heavy transport planes and intelligent drones. I also thank Romania for your important contribution to NATO's missile defense system, which is now operational and on track. This is a real response to a real threat, and it is defensive, not directed against any country. Since Romania joined the alliance in 2004, you have played an active role in shaping NATO's agenda and in building strong relationships with our partners. We are keeping NATO's door open, and we encourage those countries aspiring to membership to keep up the momentum for reforms. There's still work to do, but we all know that Euro-Atlantic integration is the best way to ensure long-term security and stability in this region and beyond. I know Romania's strong interest for the Western Balkans and the Black Sea region. And I can only encourage you to continue efforts towards more cooperation and integration in these important areas. So, Mr. President, thank you again for your constant commitment to our alliance, and thank you as ever for your hospitality.